Salutări la toată lumea, bine ați revenit, o nouă reacție pentru Shaman, Collection of Vocalization, sau colecție de vocalize, e mai simplu de zis. E un video mai lung, de asta nu prea o să pun pauze, o să fiți la fel foarte surprinși, foarte uimiți de ce o să auziți aici dacă e prima dată când ascultați Shaman. E un om super tare și ca și cântăreț, dar și ca și personalitate. De asta eu vreau să îl prezint cât mai bine publicului român și nu numai. Cine mai vede astfel de reacții? Poate și cei din Rusia le revăd, pentru că pe canalul în română, pe acest canal, practic merg subtitrările. Pe cel în engleză, nu prea. Și atunci vin și cei din Rusia sau din alte țări care vor să înțeleagă mai bine ce am spus. Asta e doar încălzirea. Vor urma și acele vocalizări ritmatice în care chiar zici că vrea să te facă să dansezi, să dărâm blocul. Dar vedeți cât de mișto e vocea lui Shaman, cât de frumoasă e vocea lui. E foarte impresionant ceea ce face el mereu și videoclipul la fel e foarte mișto și se potrivește foarte bine vocea lui Shaman făcând vocalize cu natura. Mie îmi place cum a fost video ăsta făcut. Aveți link în descriere pentru video original. Numele canalului e în rusă, nu l-am tradus. Dar dacă dați click pe linkul din descrierea videoului meu, vă va duce pe canalul acesta. Puteți să ascultați asta la infinit, pentru că e atât de mișto.
V-am zis că aia a fost doar încălzirea la început. Acum urmează. Ceea ce pe mine mereu m-a făcut să mă mișc aici când înregistrez. Foarte talentat băiatul ăsta. De asta. Eu vă recomand să-l urmăriți și să ascultați tot ce a făcut el. Vă va impresiona de fiecare dată. Vedeți că cine a făcut acest video a și potrivit imaginile vizuale cu melodiile. Când au fost acele vocalize unde doar a urcat pe note și așa, a fost lent, calm, ca și imagine. Când sunt astea ritmice de te face să dansezi, a fost ideea cu motocicleta pe drum așa foarte repede, a fost ideea ca o dronă, acum la fel. Sunt imagini mai alerte, mai rapide. Îți dă ideea de viteză. Foarte mișto a făcut videoclipul ăsta. Foarte tare. Evident că vor urma și acele videouri favorite, favorites. Sunt la fel trei colecții de chestii făcute așa foarte mișto. Piese scurte combinate și
Eu de fiecare dată când ascult aceste lucruri și de obicei când ascult șaman simt fiori. Pentru că e foarte talentat, exprimă foarte bine un sentiment puternic și e un artist pe care eu îl recomand tuturor să-l urmărească. Repet asta de fiecare dată pentru că are o voce minunată, dar și personalitatea lui este foarte frumoasă. Are un caracter bun. De asta, urmăriți-l pe șaman. Toți la toată lumea multă sănătate și o zi cât mai frumoasă. La revedere!